Administrația Bazinală de Apă Siret și Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava au luat decizia intervenției în sprijinul cetățenilor cu forțe și utilaje. O echipă de 18 persoane intervine cu utilaje pentru rezolvarea situației de la Vatra Dornei, unde există un blocaj al ghețurilor pe albile râurilor Dorna și Bistrița. Se lucrează cu două excavatoare cu braț lung, două excavatoare cu braț scurt, un buldozer, două autobasculante și o autoutilitară. Pentru ca utilajele să poată pătrunde în albie, s-a procedat la defrișarea circa 600 metri pătrați de vegetație, la amenajarea unui drum de acces și a două rampe. Cu ajutorul excavatoarelor s-au extras din albie circa 2000 de metri cubi de gheață, realizându-se un șenal de 40 de metri lungime pe malul drept al râului Bistrița și un șenal de circa 50 de metri pe malul stâng, pentru a se asigura secțiunea de scurgere a apei și a se preveni inundarea zonei locuite. Da, noi acționăm acum cu utilajele de la Apele Române pentru îndepărtarea sloiurilor de gheață, eliberarea zăpovului. Însă zona de interes se află exact sub liniile din altă tensiune. Am solicitat EON ca în cursul zilei de mâine să fac o întrerupere controlată a alimentării pe linii de 20 kV și 110 kV, astfel încât să putem acționa în regim de siguranță cu excavatoarele în acea porțiune de albie. Urmând ca după această intervenție să avem canalul de scurgere realizat complet. Sperăm ca pe vineri să încheiem toată operațiunea de evacuare a ghețurilor mari din albia râului Bistrița.